Dragi băieți. A, bună dimineața. Bună dimineața. Fetelor, Amara și Ramona. John. Cosmin, Ion, John. Cosmin, John. Haide, John. De ce haide. Nu ți-ai spus John B, John Batman, că dacă de ce l-ai băgat și pe bunică în povestea asta? Poate se supără. Pentru că am văzut pe el că a fost îmbrăcat tot așa cum sunt și eu acum. Cine, bunică? Da, l-am văzut eu. Unde mă l-ai văzut în Batman pe bunică? Da, serios. Era în revizorul aia, dar nu eram Batman. A făcut și el niște jocuri pe aici, prin platou, cu voi, dragi da, băieți. Da, corect. Dragi. Păi uite, fii atent, la asta m-am gândit și eu. Salut! Salutare! Salut! Salutare, Dani! Mă bucur să te văd, îmi place să acolo, e foarte frumos. Bine, bine că este elegant. Alta s-a putut astăzi. Fii atent, ne-am gândit, cât timp cântai, ne-am gândit. Așa. Tu și așa ți-ai dorit tot timpul să apar la televizor. Ai fost și la Umor, nu? Am fost, da. Am fost și aseară la Cristi Brancu și la Majda, m-am bucurat foarte mult, eu am fost invitat la ei. Deci ai fost și la Cristi Brancu? Da, am fost și invitat și la Antena Star Națională, la Natalia Mateuț. Deci ai fost practic peste tot. Am fost peste tot, da. Fii atent, ne-am gândit. Deja, da, spune, ne-am gândit să-ți căutăm alt talent cu care să te prezinți, cântatul poate trebuie lăsat pe mai târziu, să-l mai șlefuiești. Oricum, da. Nu? Așa, dar, să te mai antrenezi. Da. E fain cum... Lasă asta, te rog. Lasă, da, ok. E fain cum te prezinți, dar uite. Da. Ce? Ți-a plecat și la valier. Am văzut până acolo, te rog eu. Te pricepi. Fii atent. Da. Te-ai gândit ce alte talente mai ai? La ce te mai ai? Să imit ce? Să imit oamenii din politică, îmi place foarte mult. Să urăși și la microfon, te rog. Să imit oamenii din politică, îmi place foarte mult. Da, am mai imitat, nu avem voie politică. Gândește-te la altceva. Fii atent, m-am gândit. Să fac niște jocuri cu fotbal pe aici, cu apă, am văzut jocuri. Cu fotbal în minge, adică jocul la fileu, la volei, cum ar veni. Fotbal la fileu, la volei? Deci, fii atent, voi, haide frate, să... Hai că eu m-am pregătit. Da, hai, atent, m-am hai pregătit. Când te-am văzut în fișă... Da. Să trăiești, Răzvan, mă bucur să te văd. Răzvan, îl știi? Toată vara v-am urmărit. La mare. La mare, da. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult. Ce ți-a plăcut cel mai mult din la mare? Mi-a plăcut că tu ai vrut foarte mult și Răzvan mai puțin. Serios? Și a fost cel mai tare amândoi. Știu că a făcut și extrem pe emisiune baie. Se aude la HR? Și se aude la financiar? Și ce mă deranjează, că deși ai urmărit emisiunea, probabil cu larg interes. Și v-am găsit și pe Instagram. Mă deranjează că n-ai învățat un lucru. Ce? Că bătaia doare. Asta știi că bătaia doare. Bătaia nu te dirai, Dani. O știi pe colega mea, Amalia. Da, uite, bună, Amalia. Sunt John. Da, mai cunoștință. Da? Pe Ramona cunosc, a fost... Fosta noastră colegă, Ramona. Este acum. Nu, am dat afară. De ce? E azi ultima zi. Nu cred, o să vin eu dacă e mâine. Vii tu în locul ei? Da. Nu mai sta cu spatele la televizor. Okay, okay, Am pentru tine 3 probe. Da. Vedem la care ești cel mai bun. Trebuie să schimbăm talentul care te prezinti la televizor. Okay. Cu Luceafăr am văzut cu Bendeac. Nu merge cu regitatul. Da. Cu cântatul scârție, sincer. Poate am învățat asta. N-am făcut repetații. Cu Luceafăr... Spune, Răzvane. Cu Luceafăr ai scos-o la capăt până la urmă? Da, chiar am scos-o. Bendeac s-a bucurat, Bendeac Mihai, să știm. Da. Chiar s-a bucurat foarte mult. Dar cum începea? Bine, și Delia, a fost atât ca în povești, a fost ca niciodată. Din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Mihai lăcrimează. Și era una la părinți și mândre toate cele, cum e fecioara între sfid și luna între stele. Și luna între sfid. Ai un accent foarte bun. Curse și curse. Fii-te-n, Batman. Bine, Dani. Am 3 challenger pentru tine. Să care? Vreau să gust. Nu, asta e altă emisiune. Te trimitem și acolo. Fii atent. Dar cred că a fost. N-ai fost la șef la cuțite? Nu m-a sunat cei de acolo de la șef de cuțite. M-a sunat. Te-au sunat? Da, chiar m-a sunat serios. Și erau prea serioși pentru tine și nu și am spus că nu vreau să mă duc pentru că eu nu l-am cu gătitul și nu vreau să mă cer cu Scălățescu, că am dor Scălățescu. E dur, da, e dur. Da. Plus că sunt foarte multe obiecte ascuțite acolo și au și... Și mi-e zis că să mă tăie în nebie, să mă tăie la degete. Am înțeles. Da. Fii atent. Stai puțin, Dani. Da. Puțin. A vrut să salut pe prietenul cel mai bun, Marius Fian, este impresarul meu, el se cumpă cu evenimentele mele. Dar Marius nu era în schimb data trecută. Marius este vedete, este mare artist el. E mare important. Dar era altul impresarul tău tura trecută. Aveai un alt domn pe care l-ai salutat. Îți aduce aminte? Da, cred că era ceva de Alin, nu mai știu. Așa, Alin. Ce așa s-a întâmplat cu el? Nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. El, unde-l trimitea ca să zică să cumpere cu evenimentele mele, așa. Da? El cam refuza, nu asculta ce ziceam eu. Nu, și așa era... că l-am găsit pe Marius, ia bun prieten al meu, el care este, ascultă. El este bun. A băgat zvastul în Caraiman.
În care, mă, acolo am fost și eu, stai neștept, Dani. Da, ai zis că pleci în Italia în vară, ai zis că faci o vacanță în Italia, ai ajuns? Da, n-am plecat pentru că în vară am fost la Predeal, am fost și la mare, m-am bronzat foarte mult, sunt foarte bine îmbronzat. Te erai înainte Batman pe alb și acum văd că ești pe negru. Nu mai răzvane, păi acum este costumația asta de la... Iată, îmi ține Zorba, că n-am dat timp. Dă-mi și mie ouăle, te rog. Ce fac cu alea? Nu, nu mi mă îndăresc, Dani. Iată, nu te mă îndăresc, dragă, că ești îmbrăcat. Asta, ce vedeți cu ouăle aici? Nu. Fii atent. Nu e, de Paște se ciocnesc. Știu, dar acum deci, ce să fac astea? În primul rând, prin prima probă... Sunt cars? Jonglerii. Ok, gata. Încercăm jonglerii. Okay, bine, ești bine, dipace? Gata, frate, da, boss. Ești, da? Da. Perfect. Deci, încercă, cine știe să facă jonglerii dintre noi? Hai că eu sunt nu sunt antrenat. Nu știu să fac. Dai, mai știu altceva, Dani. Deci, fii atentă. Dă-mi pe astea două. Deci, fii atent. Da. Nu știu dacă mă mai descurc, dar încerc. Dani, tu le-ai cu asta, dar nu l-am. Next. Cu trei? Hai, înainte sau cu trei, fă tu cu două. Deci cu o mână. Hap, hap, trebuie să-ți găsim o... Da, da, dar să vezi că o să cadă ăștia spate. Nu cad, stai liniștit. Bine, Dani. Că, ce să... Deci, concentrează. N-am experiență, n-am talentul acesta, Dani. Am un prieten care are foarte bun, dar care este la teatrul lui Mihai Ghencea. De la teatrul hai să-i mai dăm o șansă, Dani. Nu-i mai dăm nimic, fii atent. Te rog eu, da, hai, fii atent, aici. Da. Ai dat după frigider. Uite, mai ai așa până acolo. Crezi că dacă faci cu 3 te ajută? Amale, nu pot, dacă vrei pot să cu 3 e și mai simplu cu 3. E mai simplu cu 3. Dani, te rog eu, că tu știi. Răvane, stai să nu mi-l greșești, te rog eu. Hai, te rog eu. Stai, 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 că nu pot să mă opresc de stârnit, mă stârnesc, dar nu pot să mă opresc. Oh, wow, great! Dani, dar tu ești antrenat și de-aia poți să faci. N-am mai făcut asta din liceu, deci trei. Pa, 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 pa. Hai că trebuie să-ți găsim talentul. Concentrează-te. 3, 2, deci, fii atent. Ochii nu stau la ăla care e în aer, ci la ceilalți. Păi, Dani, mă, te-am sus așa, știi? Te uiți în gol, e foarte. Hai, dă-i, 3, 2, 1. Mă ajută, Răzvane, da. Te rog eu. Ce, să jonglez cu ouăle? Da, te rog eu. Prietene. Hai că tu știi. Hai, dă-i drum. Am mâna măcar unul puteai să prind. Dar reușit să le arunce deodată pe toate. Cum a făcut asta? Asta da, m-a mers bine. Bun, asta mi-a ieșit. 2, mergi, 2. Ramona, adu-mi cercurile. Da. Cercurile de acolo. Deci asta poate fi talentul tău. Și în timpul ăsta recizi Luceafărul. O să mă duc... Hai să-ți arăt, uite, mă duc eu mai pe mijloc. Hai faceți un pas la stânga, să trecem de mizeria asta, așa. Da, ne cerem scuze. Păi stai să-ți arăt înainte, măi, așteaptă. Așteaptă puțin. Unde te grăbești, că ți arăt eu cu talent cum se face. Dar ce, Ramona, știi să faci asta? Dani, și băi zic că ai cu Luceafărul, da, mă? Zic cu Luceafărul. Cu Luceafărul, sigur. Dar în timp ce faci cu la ula. Te uiți la mine, da? Bă, nu suntem prea bătrâni pentru chestia asta, eu te întreb. Mi-am dat seama, dar eram deja în mersul lucrurilor. Și uite-te la Ramona, că e o tehnică. Bun. Încă o dată. Și fii atent, uite-te aici. La genunchi. Vezi? Hai! Emoții! Deci, dai de aici, așa, pac! Dar stai și cu picioarele... Mișcă din șolduri, John! Nu văd că sunt foarte gras. Hai! A fost atât ca în povești și a fost înțelată din... Foarte bine, lasă-l okay. Jos. Iată, ne-am decis, ne-am decis acum la despărțire să facem un cadou cu... A fost ziua mea pe 13 septembrie, Dane. Când a fost? Am plinit 23 de ani pe 13 septembrie, sunt fecioară. Ok. Bun. Și ce vrei să te faci când ești mare? Ce vreau să mă fac? Vreau să mă fac polițist, că îmi place să stau în trafic. Ce vrei să te faci? Polițist. De ce? Că? Pentru că îmi place să stau la rutiere, sunt bun ca să stau în trafic, pe teren. Ești bun să stai pe teren în trafic. Da, fii bun, atent. da, ia spune. Pentru că nici nu știu când ne mai vedem. Ok, cred că în iarnă. Da. Cum crezi? Da. Nu, da. Speri.
Mai avem ceva cunoștință la politică, la poliție la rutieră și am putea să punem o vorbă, dar nu știu dacă pe Liviu? Da, pe Liviu. Liviu Puștiu, da. Liviu. Liviu Puștiu. Nu știu dacă trece testul psihologic, știi? Și mie să nu-și facă... Vreau să-ți lăsăm un suvenir, un tricou cu autografele noastre. Da. Să-ți rămână, că nu știu când ne mai vedem. Cred că în iarnă ți-a fost. Nu, crezi tu. Te rog, Amalia, scrie-ți numele. Doar numele, așa am scris. Da, Amalia. Scriu mare aici, pe mijloc sau? Nu, chiar pe mijloc. Acum să nu fim chiar. Hai că scriu aici. Imediat avem un reportaj foarte interesant. Le dau și un pupic aici. Da, dă-l mai departe. Dă-l mai departe. Rămâna. Oh, da. Stai cu fața la cameră. Ok, bine. Nu chiar pe piept, că am descris și eu și eu am semnătura mare. Te rog. Băi, Cosmin, îți dorim tot succesul din lume. Și mulțumesc foarte mult și mă bucur pentru invitația voastră, ce dragi băieți. Să ne vedem cu bine. Răzvan, te rog să-i lași și tu. Poate să știi că nu poți să știi că mai bine pe aici, pe la voi. Acolo, ține tricoul să dormi în el. Nu vreau să mă duc și la Teo, nu vreau să mă duc și la... Legenda spune că dacă dormi cu tricoul ăsta, o visezi pe Ramona crescând pisici goală. Îmi place pisica lui Ramona. Fii atent. Și tu, Dani. Tu ai primit vreodată interdicție pe pașaport să intri într-o țară? Nu știu, nici n-am fost plecat și... N-ai fost plecat niciodată? Nu, Dani. Fii atent. Dacă te mai cheamă cineva la televiziune... Ce se zice că nu văd? Și am scris? Da. Te uiți pe antena Play acasă și vezi. Ok. Hai să mă și semnez. Păi și ăsta. Te uiți acasă, invers și vezi ce am scris. Bun. La TV1. Da. Terminăm de asta, da? Da. Ok. Da. E mișto? Da, îmi place. Foarte bine. Da.